Iată că Iașul, care e până la urmă capitala culturală a României, nu se dezminte și face aici cel mai important festival de literatură și vă spune unul care conduce, e președinte la rândul lui, a unui festival de literatură la Timișoara. It's beautiful and I think if there was not a festival like this, I would never come here. I mean, I would never discover what Iași is about. I was coming here imagining that I'm going to the very prestigious but quite small festival. I didn't expect that this is such a good, well-organized European festival, and I'm going to recommend to all of my friends from another countries. Am mai spus-o și cu altă ocazie, acum 2 ani, când am mai fost aici. Este un festival de talie internațională. Eu am văzut multe astfel de festivaluri la viața mea și în Occident și prin alte părți. E perfect comparabil cu oricare dintre ele. Probably the best festival I've ever been at or seen. It's just so wonderful. The people are great. And in spite of how great the staff is and the people organizing and running it, the audience is amazing too, which is a big part of it. The people who come here are so passionate about this stuff, which more passionate even than I am by quite a bit, that I just think it's amazing that there's a place like this where people care that much. Das war wirklich ein sehr guten Eindruck. Das ist die erste Ausführung und ich finde es ganz toll, wenn es aufgebaut wird. Ja, ja, ich finde es sehr wichtig. Also ich kenne einige Festivals in Osteuropa und das ist wirklich hervorragend, wenn es aufgebaut ist und junge Leute. Da patra seară. La seriile Filit vă invităm să urmăriți un dialog despre literatura scrisă de femei, în care invitate vor fi 5 scriitoare românce. Un dialog moderat tot de o scriitoare care e și jurnalistă. O seară cu titlul Procentul convenabil, cum scriem când scriem despre noi. Bine ați venit la Filit, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere, ediția noua, Iași, 20-24 octombrie 2021. Ediția 2021 a Filit este organizată, așa cum v-am mai spus și cum o să vă mai spun, de Consiliul Județean Iași și Muzeul Național al Literaturii Române Iași. Cu sprijinul Primăria Municipiului Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Asociația Patrimoniu pentru Comunitate, Arcadia, Spitale și Centre Medicale, Alecart, Clubul Logos. Partener de ospitalitate este Hotelul Unirea. Parteneri Palace Mall, Casa Auto, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Glazurai, Cuptorul Moldovencei, Panere, Centrul Cultural German Iași, Valonii Bruxelles International, Institutul Francez Iași, Memorialul Ipotești, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, Ambasada Elveției în România, Centrul Friedrich Dürrenmatt din Neuchâtel, Librarium Cărturești, Palatul Copiilor, Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi Iași, Asociația Industriei Creative, Crucea Roșie România și Aeroportul Iași. Parteneri media, Curia Internațional, Observator Cultural, Radio Hit, RFI România, Radio România Cultural, Suplimentul de Cultură și Viva FM. Localurile partenere, Acaju, Birzon, Bindu, Bistro la Noi, Cafeneaua Noastră, Cafeneaua Veche, Cuib, Fica, Jist, Yasiro, Retro Cafe, Teos Cafe, The Trumpets și Traz și Nu. Edituri partenere, Anansi World Fiction, Artur, Editura Humanitas, Editura Art, Casa Cărții de Știință, Editura Cartier, Polirom, Nemira, Pandora, Editura Acon, Storia Books și Editura Tracus Arte.
Doamnelor și domnilor, trebuie să vă spun că procentul convenabil, jumătate din titlul acestei serii, este numele unei serii de întâlniri inițiată în 2019 de către proiectul Premiile Sofia Nădejde și de Transit.ro București pentru a dezbate din diferite perspective asupra subreprezentării femeilor în producția culturală acceptată și valorizată în sfera publică. Dacă nu știați până acum, Sofia Nădejde a fost prima femeie din România care i s-a permis să susțină bacalaureatul într-un liceu de băieți. E prima femeie care a condus o revistă literară și autoarea primului roman feminist din istoria literaturii române. O femeie de carieră, militantă și mamă a 6 copii, dar și soția unui profesor ieșan, dat afară din învățământ, pentru propagarea ateismului, nesocotirea autorității paterne și propagarea socialismului în școli. Era 1881. Sofia Nădejde este și cea care s-a încumetat să-l contrazică pe marele Titu Maiorescu, atunci când acesta susținea zglobiu că femeile, având creierul mai ușor decât bărbații, ar face mai bine să se abțină de la fenomenul creației. Dacă inteligența e funcția materiei cenușii, atunci nu se poate trage nicio concluzie pe baza greutății creierelor, căci ar trebui avut în vedere greutatea materiei cenușii. Dar greutatea nu e cea mai potrivită măsură. Calitatea materiei cenușii, numărul celulelor și al polilor acestora și ramificațiile lor ar trebui să fie măsura inteligenței, scria Sofia Nădejde în replică la teoria criticului Maiorescu, care a inițiat o polemică celebră în epocă. Procentul convenabil, cum scriem când scriem despre noi, este un eveniment organizat în colaborare cu Zilele Sofia Nădejde, ediția a patra. Iar două dintre scriitoarele care vor fi cu noi în această seară sunt câștigătoare ale premiilor Sofia Nădejde 2021, premii a căror gală a avut loc săptămâna trecută, chiar pe 17 octombrie, la București. Este vorba de premiul la categoria proză debut pentru volumul Fragil, editura Polirom, semnat Simona Goșu, și de premiul la categoria proză pentru volumul Un nor în formă de cămilă, tot editura Polirom, semnat Alina Nelega. Elena Vlădăreanu, cea care va fi moderatoarea acestei serii, este născută în 1981 la Medgidia, e una dintre cele mai importante scriitoare ale generației 2000. A publicat mai multe volume de poezie, începând cu anul 2003, iar ultimele sale volume sunt Minunata lume Disney, Nemira 2019 și August, proză scurtă, tot Nemira 2021. În teatru a colaborat cu Robert Bălan la mai multe proiecte performative, realizează o emisiune despre cinema, care se numește Scena și ecranul la Radio România Cultural, iar în decembrie 2018 a inițiat acest proiect, Zilele Sofia Nădejde, sub egida căruia s-au desfășurat în ultimii 3 ani gala premiilor Sofia Nădejde pentru literatură scrisă de femei. Așteptăm, ca de obicei, și întrebări din public, din partea dumneavoastră, și eu aș avea câteva. Principala ar fi: care e cea mai enervantă întrebare pe care o primesc niște doamne atunci când vorbesc despre literatura scrisă de femei? Doamnelor și domnilor, Simona Goșu, Mihaela Miroiu, Alina Nelega, Ioana Nicolae, Miruna Vlada. Ele vă vor fi prezentate de gazda serii, Elena Vlădăreanu. Eu vă doresc o seară frumoasă! Bună seara! Pentru foarte mult timp, viața intimă și corpul femeii au fost confiscate de literatura bărbaților. Mult timp, cei care au scris despre corpul, despre intimitatea, sexualitatea femeii au fost ei, bărbații. Care sunt, cum stau lucrurile acum, care este situația acum în literatura română, putem vorbi de o female gaze? Cum scriem când scriem despre noi? Eu sunt Elena Vlădăreanu, vă zic bună seara și vă mulțumesc foarte mult că sunteți în această seară alături de noi și că sunteți atât de mulți, mai ales că tema discuției în această seară ar putea să pară cumva exclusivistă, ar putea să pară că se adresează mai ales femeilor și că vorbește mai ales despre femei. Ei bine, o să vedeți la finalul acestei serii că nu este așa și că, într-un fel sau altul, această temă ar trebui să ne preocupe pe toți.
Înainte însă de a trece la discuție, o să vă spun cam ce o să se întâmple în această seară. Pentru început o să le prezint pe rând pe invitatele mele. Apoi vom discuta, iar spre final vom opri cam un sfert de oră, chiar jumătate de oră pentru întrebările dumneavoastră și a celor care ne urmăresc în transmisia live. Acolo o să găsiți un link unde puteți trimite comentariile și întrebările dumneavoastră. Eu o să le primesc de la o colaboratoare, Filit. Iar la final, final de tot, după discuție, scriitoarele din această seară, invitate în această seară, vă așteaptă pe scenă să vă ofere autografe pe cărțile pe care le puteți găsi la intrarea, la intrarea în teatru. Bun, să începem. Este traducătoare, a absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi Străine în cadrul Universității București și a făcut un masterat de lingvistică aplicată și predarea limbii engleze. În 2020 a debutat cu volumul de povestiri Fragil, la editura Polirom, un volum recent premiat pentru cel mai bun debut în proză la Gala Premiilor Sofia Nădejde de ediția a patra. Simona Goșu. Bună seara, Simona! Este cunoscută mai ales ca autoare dramatică. Piesele sale de teatru sunt jucate și premiate la nivel național și internațional. Este profesoară universitară și conduce masteratul de scriere dramatică al Universității de Arte din Târgu Mureș. În 2001 a apărut primul său roman, Ultima vrăjitoare. În 2019 a apărut al doilea roman al său, Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, la editura Polirom, iar romanul Un or în formă de cămilă, al treilea roman al ei, apărut în 2021, este recent premiat pentru cea mai bună carte de proză la Gala Premiilor Sofia Nădejde de ediția a patra. Alina Nelega. Bună seara, Alina! Este poetă și romancieră, a publicat mai multe volume de versuri, printre care Poză retușată, Nordul, antologia Lomografii, a publicat romane, Cerul din burtă, O pasăre pe sârmă, Pelinul negru, Cartea reginei, care a primit mai multe premii, inclusiv Premiul Național pentru Proză Iași. Tot înainte este cel mai recent roman al Ioanei Nicolae. Ioana este și o foarte cunoscută și iubită autoare de cărți pentru copii și adolescenți, Aventurile lui Aric, Aric și mercenarii, Ferbonia, Vertij, am enumerat doar câteva dintre aceste cărți. Ioana Nicolae. Bună seara, Ioana! Este poetă și predă studii este europene la SNSPA. A debutat în 2004 cu volumul Poeme extrauterine. În 2007 apare al doilea volum al său de poezie, Pauza dintre vene. În 2014 a publicat volumul Bosnia Partaj, care a fost desemnat Cartea de Poezie a anului și a fost premiat la Gala Premiilor Radio România Cultural. În 2016 a primit bursa Traduchii la Sarajevo pentru traducători și scriitori din sud-estul Europei, în urma căreia îi va fi tradus volumul Bosnia Partaj în limba bosniacă. În 2021 a publicat la editura Cartier Prematur. În prezent are în pregătire un roman, Miruna Vlada. Bună seara, Miruna! Este teoreticiană și militantă feministă, profesoară universitară la SNSPA. Interesele sale de cercetare vizează teorii politice cu accent asupra teoriilor politice feministe, etică politică, ideologii politice actuale și politici de gen. A publicat mai multe cărți de diferite facturi, non-fiction și roman, printre care Teorii politice feministe în 2004, Neprețuitele femei 2006, Dincolo de îngeri și draci, Etica în politica românească în 2017, Drumul către autonomie, cu mintea mea de femeie în 2016, cea mai recentă carte a sa fiind Povestit despre Catmav, editura Rocart 2021. Mihaela Miroiu. Bună seara, Mihaela! O întrebare care mi se pune mie foarte des este de ce mai avem nevoie astăzi de evenimente exclusiv care să pună în centru arta, munca femeilor, exclusiv feminine, să zic așa.
E o întrebare la care ezit tot timpul să dau un răspuns, dacă avem nevoie sau nu avem nevoie. Dimpotrivă, mi se pare că e important să discutăm despre asta. Am putea, pe de-o parte, să spunem că astfel de evenimente adâncesc inegalitățile dintre noi, adâncesc această prăpastie care există între noi, deci nu ar fi nevoie de astfel de evenimente. De cealaltă parte, am putea spune că, dimpotrivă, avem nevoie de astfel de evenimente pentru că femeile continuă să fie prost reprezentate sau mai prost reprezentate decât bărbații la evenimente și acțiuni publice. Sigur, noi vorbim aici de domeniul artistic, dar observația se poate extinde și spre alte domenii, precum ar fi cercetarea sau administrația, de exemplu. Cei care sunt de această părere că este nevoie de astfel de evenimente spun că femeile au nevoie de un spațiu de expresie în care să se simtă în siguranță, să nu se simtă expuse, dimpotrivă să simtă că le sunt onorate munca, ideile și arta. Înainte de a le da microfonul invitatelor mele, o să vă spun care este părerea mea și de ce continuu să fac un eveniment precum Zilele Sofia Nădejde, care pune în centru arta realizată de femei, fie că vorbim de cinematografie, fie de literatură sau arte vizuale. Eu cred că atâta timp cât sunt încă dezbateri, evenimente literare unde prezența este majoritar masculină, atunci când nu este exclusiv masculină, este nevoie de un astfel de eveniment. Atâta timp cât în programa de bacalaureat nu există nici măcar o singură carte, o singură carte care să fie semnată de o scriitoare, este nevoie de un astfel de eveniment. Atâta timp cât pe pereții școlilor veți vedea în exclusivitate portrete de scriitori, de bărbați, o singură dată, într-o singură școală, am văzut portretul Maitreyi Devi, care era acolo doar prin asociere cu Mircea Eliade. Deci, atâta timp cât între aceste portrete nu există nici măcar o singură scriitoare, cred că este nevoie de un eveniment precum acesta din seara asta, precum Zilele Sofia Nădejde. Bun, o să mă așez și eu acolo lângă voi și o să vă propun să răspundeți la această întrebare. Este nevoie, sunt oportune astfel de evenimente cu prezență exclusiv feminină? Mihaela. Se vede treaba că da, și am să încep de la ce ai spus, că în literatura numită canonică, cea care face parte din cultura literară de bază a oamenilor și se întinde până la clasa 12-a, pe de o parte e clar că nu avem nici o autoare. Pe de altă parte, există un fapt istoric. Femeile au început să învețe ceea ce învață și bărbații de abia din anii 60 ai secolului 20. Deci probabilitatea să ai autoare femei era mult mai mică. Noi avem o literatură română canonică care se oprește în 1968 sau când a fost publicată Iona lui Sorescu, apropo de programul de bacalaureat. Cred că a milita pentru ca să ajungem în secolul 21 în privința literaturii este și o pledoarie pentru a ajunge la scriitoare. Pentru că este clar că ceea ce se cheamă o masă critică de femei care sunt creative și au libertatea de a crea începe de fapt foarte târziu și că ne putem referi la un fenomen care începe să fie semnificativ de-abia din anii 80 ai secolului 20 și mai evident de-abia în secolul 21. Și atâta vreme cât literatura se cantonează într-un trecut în care, uite că e vorba de premiile Sofia Nădejde, da? Sofia Nădejde a făcut școală, a fost o femeie excepțională, dar ea a fost la un pension de fete. Faptul că a avut îndrăzneala colosală să dea bacalaureatul la un liceu de băieți pentru prima oară în istoria regatului român a fost ceva extraordinar. Nu? Deci, în sine, lucrul ăsta a fost extraordinar. Adică, pe scurt, e mai grav decât că există un misoginism încastrat și în conținut, și în formă, și în pondere. E vorba și de un retard cultural absolut greu de înțeles și de tolerat.
Miruna. Da, și eu cred că lipsa din spațiul public a artistelor și intelectualelor este o pierdere pentru toți. Aș vrea să cumva, nu știu, să dezideologizăm un pic discuția, pentru că de obicei, mai ales când spiritele conservatoare de la noi, dominante în spațiul cultural, se sperie, o dau imediat în ideologizare sau acuză ideologizarea, a, ăsta e feminism, nu avem noi nevoie de așa ceva, și încep să folosească, desigur, argumente din astea, fie, în fine, atacuri la persoană, fie, încă o dată, duc discuția transformând așa în argumentul omului de paie, da? Dincolo de ideologie, eu cred că absența unor voci extrem de valoroase, la fel de valoroase, desigur, dar foarte valoroase în sine, din spațiul public, cultural și intelectual din România sau de Eva, este o pierdere a tuturor, a tuturor consumatorilor de cultură. Și eu am început să-mi dau seama cât de important e pentru o tânără adolescentă care scrie, și pornesc de la exemplul acesta. Eu am început să scriu de prin școala generală, din liceu. Evident, la școală nu învățam decât, sigur, poezii de Elena Farago și apoi mai auzeam așa, am trăit într-o familie de intelectual, mai auzeam de Ana Blandiana, mai auzeam de alte nume, dar la școală nu studiasem, eu am prins faza Hortensia Papadat-Bengescu. Cu toate astea am fost la un colegiu național, Mihai Eminescu din București, avându-l pe Octavian Soviani profesor, care a adus-o pe Nora Iuga în sala de festivități a liceului nostru. În momentul când am văzut o poetă în carne și oase, am început să mă gândesc, uite ce înseamnă să scrii. Deja joaca mea de-a scrisul avea o materializare. Așa cum dacă aș fi avut talent la anatomie și aș fi văzut un medic, femeie sau bărbat, aș fi început să mă gândesc la asta. E vorba de, și de o proiecție pe care, care trebuie să aibă loc în spațiul educațional. Ori dacă, și mă refer acum strict la programa școlară. Dacă nu avem acest spațiu încurajat, iarăși, nu forțat sau inventat, că mulți asta acuză. Hai să scoatem din joben scriitoare, dramaturge, când noi de fapt n-am avut. De ce să facem asta? Hai mai bine să acceptăm literatura, pentru că așa a fost ea. Nu au fost voci valoroase. Și aici discuția e lungă. Dar pentru mine personal, și cu asta închei, a contat foarte mult să văd scriitoare, să le ascult și să am asta ca un reper. Și cred că discuția despre premii și alte inițiative care scot în față arta femeilor este și, are și această dimensiune. Pentru tinerele fete, studente sau eleve, contează foarte mult să vadă că există pentru ele o posibilitate de valorizare strict intelectuală a orice ar vrea ele să facă. Dar cum i-ai răspunde, înainte de a-i da cuvântul Ioanei, cum i-ai răspunde unui bărbat care ți-ar spune, da, dar eu mă simt discriminat în cazul unui astfel de eveniment? Ok, nu o să spun primul lucru care vine să spun. Am auzit asta în spațiul public legat de amenințarea pe care o reprezintă premiile Sofia Nădejde, cumva quotera demonstrandum, da? Pe de altă parte, aș spune că faptul că vedem ca pe o amenințare un spațiu care nu face altceva decât să celebreze valoarea și contribuția culturală a unor femei, spune foarte mult despre cel care e speriat, nu despre evenimentul în sine. Ioana. Întâi vreau să vă spun bună seara tuturor și să vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici și că ne vedem față în față. Sunt foarte onorată că sunt în prezența acestor autoare pe care eu le admir foarte tare și pe care le citesc, și sunt foarte, foarte bucuroasă că Filit există. Că Filit ne-a strâns din nou în Iași, că am petrecut aici niște zile minunate și că eu cel puțin am trăit așa un fel de irealitate, încă nu m-am dezmeticit, bănuiesc că abia după ce voi pleca de aici și o să încep să mă uit prin fotografii, o să îmi așez lucrurile așa într-un fel de dosar sentimental al întâmplărilor petrecute aici.
Eu nu am mai fost pe această scenă, ziceam și înainte în culise că mi-am dorit foarte mult să ajung în acest loc, sigur, excluzând micuța mea intervenție de aseară. Ei, acum ne vom desfășura, sperăm să nu fim foarte fioroase și să nu facem nu știu cât de multe, nu, tulburări în peisaj. Trebuie să-ți mărturisesc, Elena, că eu, atunci când am fost invitată să fac parte din discuție, am spus, dar acolo pe scenă ar trebui să fie și un scriitor. Ar trebui să fie și o voce masculină, pentru că ar fi un echilibru, există un punct de vedere și din partea cealaltă, care într-o astfel de discuție este foarte, foarte util. Și, adică, ți-am răspuns eu în locul Mirunei, da? Dar, bineînțeles că noi acum nu o să ne plângem de câte discriminate suntem, din potrivă, cel puțin eu nici nu cred că sunt discriminată, chiar am spus-o de multe ori, că până la urmă, cum a punctat și Mihaela Miroiu, este mereu o chestiune de context și de evoluție culturală. E ceva care se schimbă, o lume într-o modificare perpetuă și eu, femeie fiind, scriitoare fiind, vă mărturisesc cu toată sinceritatea că trăiesc în cea mai bună lume care a existat, probabil vreodată în România, pentru o artistă. Că ea poate fi mai bună. Asta este discuția, că ea poate fi dusă într-un punct și mai pozitiv. Da, asta e discuția. Că premiile Sofia Nădejde, când au apărut, au venit ca o nevoie. Eu atunci am spus, wow, asta este ca un performance, este o acțiune artistică în sine. Este o metaforă, toată povestea asta cu premiile Sofia Nădejde. La prima ediție am și fost nominalizată cu Pelinul Negru. După aceea, eu am fost foarte aproape de toată povestea asta, dar gândindu-mă că nu va mai fi nevoie de ea. I-am și spus Elenei, la un moment dat, cel mai bine ar fi să nu fie necesare aceste premii, să nu avem discuțiile astea. Și lucrurile vor sta mult mai bine când premiile Sofia Nădejde nu vor mai fi necesare și când ele vor avea o variantă, eu sper că nu într-un secol viitor, într-o variantă care va îngloba mult mai mult. Dar în momentul acesta, cum a fost și discuția pe care eu am văzut-o astăzi, la ora 15, la care au participat mai multe scriitoare, inclusiv Mihaela Miroiu, acolo s-a spus un lucru la care eu nu m-am gândit atât de bine, și anume, dacă aceste premii nu ar fi, noi nu am vorbit despre unele cărți remarcabile care au fost publicate, semnate de scriitoare și care n-au fost recenzate. Dar discuția este atât de complexă, pentru că noi trăim într-o criză a receptării. Noi nu mai avem, firește, știm cu toții, suntem în fenomenul literar, nu mai avem decât o receptare difuză. Ne bazăm pe câțiva oameni care receptează literatura, vă și mulțumesc! Sunteți aici, unii dintre voi, extraordinar că mai faceți jurnalist cultural, dar știm cu toții cum stă presa culturală, aceea pe hârtie. Noi toți ne-am dus în altă parte, ne luăm informația din alte locuri, din online în principal. Și atunci discuția este foarte, foarte amplă. Cum facem noi ordine într-o producție literară, care este foarte variată, care e scrisă de femei, care este scrisă de bărbați, cum ne descurcăm cu toate lucrurile acestea? Mă bucur că ai spus că atunci, la prima ediție, ți se părea că premiile Sofia Nădejde sunt așa ca un fel de
performance, într-adevăr, cred că a fost și un statement în primul rând. Ce m-a bucurat foarte mult este că după 2018 a început să se vorbească mai mult despre asta, despre arta femeilor, au apărut tot mai multe evenimente care aduc în centru creația femeilor. O să amintesc foarte rapid câteva, Festivalul Literatură și Feminism, care este, se desfășoară la București, inclusiv festivaluri de film au adus în centru cinematografia femeilor, de exemplu Animest anul acesta a avut o ediție dedicată în exclusivitate femeilor din animație, inclusiv Festivalul Dracula a găzduit o dezbatere despre femeile din industria de film. Cred că e cel mai important lucru pe care am putut să-l facem, să deschidem o ușă spre discuție. Alina, îți dau ție cuvântul. Păi da, o să-l iau, dacă mi-l dai. Aici sunt mai multe întrebări. Prima, pe care ai pus-o, dacă sunt utile, dacă sunt necesare asemenea discuții sau asemenea evenimente ca cel din seara asta, cred că își are răspunsul în prezența noastră aici și în prezența atâtor oameni în sală care bănuiesc că au venit aici nu ca să ne huiduie, ci ca să ne iubească, pentru că noi suntem foarte interesante, să știți. Citiți-ne și o să vedeți că suntem foarte interesante. Aș spune că tocmai în asta constă avantajul nostru, avantajul literaturii scrise de femei, și anume că ea este legitimă. Eu nu zic că Tolstoi nu avea legitimitate când a scris Ana Karenina sau Ibsen atunci când a scris Nora, dar oarecum zic și asta, mă rog, nu 100%, mă întreb cum ar fi fost dacă o femeie ar fi scris Ana Karenina, dacă ți-ar fi simțit suficient de liberă și de protejată, de în siguranță, ca să zic așa, pentru că libertatea nu există decât dacă ești protejat, decât dacă te simți în siguranță. Mă întreb cum ar fi fost dacă o femeie ar fi scris povestea Anei Karenina. Dar așa, perspectiva lui Tolstoi este cea care ne-a rămas, povestea pe care o spune el, modelul lui de femeie, care ne place, nu? Nu ne pasă că e bărbat, oricum ne pasă. E un mare personaj din literatura lumii. Dar mai era o întrebare, aia cu discriminarea. Da, dacă... Aia mi-a plăcut, adică aia, știi, așa, ai aruncat-o la ea, dar cumva m-a izbit și pe mine. Păi n-ai cum să fii discriminat dacă ești în majoritate. Iertați-mă, poate că există o chestie de segregare. Segregarea este cu totul altceva, dar n-ai cum să fii discriminat dacă ești în majoritate. Pentru că... oricât de puțini ar fi bărbații, la ora actuală și în structurile noastre sociale, ei reprezintă totuși o majoritate. Și aici aș vrea să subliniez un lucru pe care îl uităm, și anume că minoritatea nu este o chestiune de număr, este o chestiune de putere. Și atunci, asta e o contradicție în termen. Deci nimeni nu poate să discrimineze un bărbat, pentru că nu poate. E ca și când ai încerca să vopsești o cioară și până la urmă tot iese la iveală culoarea pe care o are ea de la mama ei. Mai era ceva? Sau să trec la... Am vorbit destul, da? Simona. Da, bună seara! Sunt de acord, așa, cu tot ce au spus colegele de discuție și mă bucură tare să le ascult. Sunt de acord cu Ioana că, într-adevăr, eu nu m-am simțit niciodată discriminată și mă gândesc acum la ideea aceea cu bărbații care s-ar fi simțit discriminați din cauza unor astfel de evenimente. Nu cred că e cazul, cum a spus și Alina, din contră, cred că ar trebui să se bucure. Astfel de evenimente, astfel de spectacole, să le zic, cum a fost premiul Sofia Nădejde, nu pot fi decât niște lucruri lăudabile și dacă există, așa este, există pentru că trebuie să existe, da? Ele sunt necesare, e pur și simplu... a trebuit să le creeze cineva și eu m-am simțit foarte, foarte bine. În primul rând, nu neapărat că era un concurs. Nu este numai un concurs evenimentul acesta al premiilor Sofia Nădejde. Am avut ocazia să ascult
poete excelente, extraordinare, au fost lecturi, am redescoperit-o și eu pe Sofia Nădejde cu romanul Patim și, nu știu, aș putea să spun că, uite, romanul ăsta Patim este un echivalent al Anei Karenina, al romanului Madame Bovary, uite, scrisă de o femeie curajoasă la vremea aceea. Numai că prea târziu. Adică redescoperită, da. Și și asta e părerea mea. Nu ar avea de pe cine să deranjeze, pe cine să încurce, pentru că până la urmă e vorba de manifestare artistică. Am participat și la piciul acela, unde am cunoscut oamenii, am văzut femei care lucrează în industria asta a filmului, mi-am spus povestea despre carte, am ascultat iarăși prezentări ale colegilor mele, deci nu poate decât să ne îmbogățesc evenimentele acestea. Pe cine ar deranja? Eu nu cred că pot face rău. E un exercițiu pe care l-am făcut și eu înainte de... Imediat termină, Alina. Un exercițiu pe care l-am făcut și eu înainte de a pune la cale zilele Sofia Nădejde în vara lui 2018, mă rog, începuse mai devreme, urmăream evenimentele literare, bineînțeles, evenimentele publice. Și număram câte femei sunt și câți bărbați. Și o să, dacă faceți acest exercițiu, o să vedeți, o să fiți surprinși la final. Dar faceți-l așa, o perioadă mai lungă de timp, ca să puteți avea niște rezultate cât de cât relevante. Și, da, un singur lucru aș vrea să mai adaug, că exact sunt gând la gând cu Ioana, că suntem niște norocoase, că într-adevăr trăim în cea mai bună perioadă pentru femei, cea mai bună perioadă posibilă. Când te uiți în urmă și vezi toate inegalitățile, într-adevăr îți dai seama. Deci să sperăm că până la Doar că eu m-am simțit discriminată de multe ori. Nu mai sunt discriminată, nu mă mai simt. Încearcă să ieși pe șosea. Iertați-mă, eu vreau să creez un pic de dezordine aici, pentru că prea multă disciplină. Da. Te rog, Alina. Am uitat să spun despre premiile Sofia Nădejde și mă simt un pic... chiar mă simt datoare să vorbesc despre premiile Sofia Nădejde, care mi-au produs o mare bucurie și acum 2 ani când am fost nominalizată și anul acesta când mi s-a acordat premiul pentru proză. Ele sunt cu adevărat un eveniment și sunt o muncă de echipă senzațională, o muncă de echipă formidabilă. Acesta este meritul Elenei Vlădăreanu, care nu numai că a avut o idee, dar știe să o și pună în practică, să o și execute. Sunt absolut necesare, sunt foarte necesare. De altminte, în România, eu cred că există prea puține premii, nu numai pentru femei, pentru scriitori în general. Prea puține premii, prea puține rezidențe, prea puțină încurajare și atunci, știți, e ca și când ai avea niște semințe ale unor plante formidabile, dar tu ai trăit în deșert. Păi dacă nu le uzi, păi dacă nu le cultivi, nu când degeaba zicem că este partea culturii. Suntem, nu? Dacă nu le îngrijești, dacă nu le protejezi, dacă nu le aperi de soare, ele mor, dar înfloresc în alte locuri, acolo unde găsesc condiții favorabile. Deci, cred că acest premiu, aceste zile Sofia Nădejde și aceste premii Sofia Nădejde, în afară de felul în care sunt concepute, care e foarte fain, deci este într-adevăr un eveniment, e extrem de participativ, e foarte plăcut, are și meritul de a iriga un teren care a fost până acum ignorat, care a fost până acum, au crezut unii că este secătuit și asta este rolul acestor premii și să nu cumva să renunți vreodată. Niciodată. O să vedem. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase pe care le-ați spus. Zimirna. Doar o propoziție mai vreau să spun legată de ideea asta că poate noi personal nu ne simțim discriminate, adică sub nicio formă n-aș susține asta, din contră, uneori mă deranjează privilegiul pe care l-am, însă
cred că aceste premii și sperăm și altele, și Elena a dat deja exemplu festivalului și a seriei de evenimente, literatură și feminism și alte asemenea, ce încearcă ele să facă este: haideți să ne gândim și la vocile de femei complet marginalizate, despre care nu știm nimic. Da, eu personal nu sunt marginalizată, dar spuneți-mi și mie un nume de poetă romă din România contemporană. Spuneți-mi ce premiu a câștigat o femeie romă. O să spuneți, păi poate că nu scrie poezie, poate că nu e vizibilă. Trebuie să ne punem întrebarea de ce nu este vizibilă. Trebuie să ne punem întrebarea cum scrie un reprezentant al comunității queer, de exemplu. Asta încearcă să facă literatură și feminism. E vorba de un domino care încearcă să aducă în față problemele cu care poate noi nu ne confruntăm. Noi suntem establishment, dar sunt foarte multe voci absente și despre ele e vorba. Dacă le ținem sub preș, cu toții avem de pierdut. Îți mulțumesc, Miruna, exact asta voiam să spun. O secundă, doar atât vreau să spun că exact ce ai spus, asta nu s-a înțeles, că nu am fost eu discriminată, sunt o norocoasă. Mai mult ca sigur că sunt persoane care au nevoie să fie mai vizibile. Și legat de literatura asta de queer, au fost nominalizări la Și la zona asta, chiar a fost inclusă în proiect. Și noi când am făcut call-ul pentru edituri și scriitoare, am folosit următoarea formulare: literatură scrisă de femei și de persoane care se identifică drept femei. Îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ai spus, Miruna, se leagă și de o discuție pe care am avut-o ieri la Colegiul Național, la care a participat și Olga Ștefan, și Olga zicea ceva similar, că noi personal suntem niște privilegiate, suntem norocoase, am avut parte de educație, de niște familii care ne-au susținut, am studiat, am citit, și era, voiam să spun asta și ieri, dar uite că spun acum, nu suntem rome și suntem straight, mai pe scurt. Nu știu prin ce trăiesc femeile care scriu, și sunt femei care scriu, care scriu despre identitatea lor sexuală și își citesc comentariile de sub articolele, textele lor, și dacă mai sunt și rome, este așa o încrengătură de discriminări. Și pornind de aici, nu le cunoaștem, nu le cunoaștem, exact. Dar credem că ele nu sunt. Ne imaginăm că ele nu sunt, așa cum, nu știu, dacă vedem o dezbatere, să zicem, științifică, sunt numai bărbați în panel și zici, păi n-or fi femei care se pricep la tema asta. Nu e așa. Dar pornind de aici, vreau să vă rog să comentați puțin despre avatarurile voastre publice. Dacă atunci când postați pe Facebook, de exemplu, sau scrieți un comentariu, sau sunteți aici, pentru că Ioana mai devreme pune acest disclaimer, nu o să fim fioroase, dacă aveți tendința să faceți un pas în spate, pentru că, de exemplu, eu când, înainte de a pune un comentariu pe Facebook, și până la urmă Facebook ce e? Un joc de societate. Îl citesc de 1000 de ori. Stau și îl postez, îl scot, îl reeditez și tot așa. Pentru că nu cumva să se spună că sunt agresivă, mi se spune și mi s-a spus. Nu cumva să mi se spună că sunt exaltată, mi se spune și mi s-a tot spus. Că sunt exagerată, că sunt nedreaptă, mi se spune și mi s-a tot spus. Aveți grijă la acest avatar public al vostru? Mihaela. Acum depinde, de exemplu, când am început eu să spun public, și public înseamnă pe vremea aceea fără Facebook și nu cu spațiu de internet, public a însemnat revista 22, ulterior a însemnat Observatorul Cultural, adică presă culturală, uneori cultural-politică, ulterior a fost vorba și de ziare, de editoriale. Țin minte că primele reacții în ceea ce mă privește au fost așa, că această femeie e plină de păr, are hormoni masculini, e sterilă și nu s-a uitat niciodată un bărbat la ea. Și astea erau primele reacții. Erau reacții primitive, reacțiile primitive au venit inclusiv de la categoria pe care o numesc intelectual sublim, care chiar dacă n-au zis că am păr și sunt sterilă și nu știu ce, nu m-au bazjocurit pe mine direct, ci feminismul. După care, sigur că au fost și evenimentele mai recente, din 2019, când am fost direct bazjocorită și
târâtă de universitari, că nu de așa. Deci lucrurile astea se întâmplă. Se întâmplă și la case mari, care au foarte înalt prestigiu intelectual și care sunt foarte populari, cărora nu le răspunzi la fel, evident. Pentru că ești o doamnă, nu? Cine nu a înțeles că feminismul e partea lipsa umanismului și că el este deopotrivă și al bărbaților, pentru că noi aici, sau dacă vreți, eu am spus de multe ori, eu mă leg să renunț la feminism când ceilalți și celelalte vor renunța la misoginism, sexism și patriarhat. Nu, ăsta nu e un scop în sine. Vrei să fii tratat ca un om. Vrei ca politica, cultura, economia, societatea, deciziile să aibă și chip femeiesc și chip bărbătesc. Vrei să trăiești într-o lume în care tot ce înseamnă proiecție umană să fie asemănătoare cu ce înseamnă proiecție demografică. Suntem și bărbați și femei. Avem foarte multe în comun, facem parte din ceea ce se cheamă o umanitate comună, avem genul proxim care ne unește pe toți, avem diferența specifică care ne dă particularitatea, farmecul, unui tip de experiență pe care dacă nu-l cunoaștem și nu-l înțelegem, noi pierdem toți. De exemplu, ce a câștigat o cultură întreagă, că aici nu e vorba deloc numai de cea română, ce a câștigat o cultură întreagă în care femeile nu au vorbit despre nici public, despre niciuna din experiențele lor, nici măcar despre naștere. Tratatele despre sarcină, naștere, ciclu, alăptare, tot ce vrei. Deci experiențe pe care le-au numai ele. Nu li s-a recunoscut demnitatea epistemică de a le explica ele. Nu au fost întrebate, măi femeie, tu ce simți, cum trăiești lucrul ăsta pe care eu, bărbat, nu-l trăiesc? Adică femeile au fost considerate acefale. Există spirite foarte înalte care le-au plasat foarte clar până în secolul XIX și chiar până în secolul XX, la jumătatea distanței între om și animal. Argumentul fundamental este că femeile nu au destulă rațiune, nu pot să fie autonome, nu sunt în stare să fie subiecți morali, politici, culturali și așa mai departe. În concluzie, las că le spunem noi ce sunt, cum sunt, ce trebuie să facă, cum trebuie să gândească și care este sensul vieții lor. De câte ori auziți întrebarea sau problema, care-i rostul bărbatului pe lume? Eu sper să nu trăiesc în perioada în care ajungem în situația de a face premii Ion Nădejde pentru că bărbații sunt serios marginalizați. Eu sper să nu apuc perioada în care vine o muierușcă celebră, echivalentă ca celebritate cu Titu Maiorescu, care să le spună, băi, neuroni stingheri. Prostuților, incapabil de multitasking, cu inteligență emoțională redusă. Măi, dar voi sunteți oameni de rangul 2, măi. Stați acolo și slujiți. Sper ca această oroare să nu se întâmple niciodată. Așa cum s-a întâmplat milenii întregi în ceea ce le privește pe femei ca desconsiderare și ca umilire. În viața mea n-am să suport un feminist care nu este umanist. Dar aici trebuie să înțelegem foarte clar. Respectul pentru demnitatea femeilor, pentru faptul de a avea propria lor voce, de a li se recunoaște faptul că au propria lor minte, că pot să se gândească cu capul propriu la orice pe lumea asta. Sigur, nu înseamnă că gândesc bine, că nici bărbații nu o fac. E vorba de arie de competență. Ei, omenirea asta este penibil de jefuită de jumătatea ei dacă nu suntem deopotrivă
și bărbați și femei, în ceea ce se cheamă sensul istoriei, sensul libertății, sensul ofertei culturale, moralitatea științei, de exemplu. Este clar, sunt dovezi foarte clare în epistemologia feministă, că dacă femeile sunt implicate în cercetarea științifică, și cercetarea are obiect ușor diferit și interpretări ușor diferite. Întrebarea mea e, și diferența asta nu e sursa noastră de dezvoltare și de îmbogățire? Dacă suntem jumătate-jumătate, nu cumva pierdem noi jumătate din ceea ce înseamnă posibilitatea de a ne dezvolta dacă nu ne luăm și după mintea femeilor? Și asta începe cu faptul de a le recunoaște, respecta și lăsa să se dezvolte fără să o băgăm în văsuțul ăla de arbore bonsai și să spunem, drag, aici e locul tău. Cum spunea Maiorescu, pentru că în aici este în muzeul excepțional. Vai ce muzeu aveți! Este o sală, uite, sunt două săli pentru autoare, ceea ce este excepțional. Excepțional, că nu sunt sute de autori. E o selecție pe care chiar o admir și o respect. Este și discuția cu textul lui Titu Maiorescu, nu? Și replica Sofiei Nădejde. Numai că Titu Maiorescu a vorbit la Ateneul Român despre creierul minuscul al femeilor. Iar ea a vorbit în Contemporanul, într-un articol pe care probabil mulți nu l-au citit, nici femei, nici bărbați, pentru că nu era scris de un bărbat, nu era semnat de un bărbat. Și vă rog să mă credeți, că nu cred o secundă că problema demnității femeilor, bărbaților, queer și ce or fi, de orice orientare, ține de sexul, etnia și așa mai departe. Ține de umanitate. Dacă vrem să fim umani, dacă ținem la soarta noastră ca oameni, mi se pare normal că trebuie să respectăm demnitatea oricui și să ne bucurăm, apropo de ce ai zis, că sunt foarte puține semințe, deci semințe sunt și se aruncă undeva unde le mănâncă graurii. Eu cred și aici e o problemă care e foarte națională de data asta. Nu avem cultura recunoștinței, nu avem cultura recunoașterii, nu știm să ne bucurăm din suflet când cineva face ceva bun și frumos. Uite, de-aia vă sunt foarte recunoscătoare, pentru că nu știu cum să vă spun ce înseamnă pentru mine zilele astea. Am fost într-o colivie și dumneavoastră ați fost într-o colivie. Eu nici nu mi-am închipuit că e posibil o evadare de calitatea asta umană din colivie. Deci, ca să spun și, mă rog, persoanelor că au înțeles mai, poate mai greșit sau mai puțin subiectul, păi cam așa s-au simțit femeile după ce n-au mai fost îngrădite civic, politic, cultural, educativ. Cum ne simțim noi acum, după lockdown, numai că lockdown-ul a fost cât istoria, după lockdown, măcar în aceste minunate zile când ne putem simți liberi, oameni, ne vedem, ne mirosim și ne pipăim în spațiu liber. O să reamintesc întrebarea, Miruna. Nu, dacă... e ușor, o țin minte. O să fiu foarte scurt aici. La mine e simplu, am două pagini, două adrese de Facebook, am două identități, Miruna Vlada și Miruna Troncotă, pentru că și predau pe Miruna Troncotă, mă gândesc de 5 ori, au, poate încerc să evit discuțiile politice, non-ideologice, cumva mă ciuntesc total. Pe Miruna Vlada pun numai articole pro-avort, discut teme care pe mine mă deranjează, sunt extrem de conflictuală, așa cum sunt ca persoană, cine mă cunoaște, sunt foarte eu. Și mie mi se pare asta un mare privilegiu că am un spațiu, evident cele două pagini sunt conectate, deci cine mă urmărește poate să vadă dualitatea asta și poate să-mi înțeleagă atât artificiozitatea cât și autenticitatea. Pe de altă parte, eu de fiecare dată când spun răspicat ceva și văd reacții,
Nu pot să spun că nu-mi place. Da, îmi place să deranjez, îmi place să am așa, uneori, vedeți, mai și ridic tonul și așa mai departe. Dar dincolo de chestia asta, mereu, când încep să mă îndoiesc de mine și să mă gândesc, mă, poate am fost exagerată, poate nu era cazul să scriu despre asta, uite, chiar și cu volumul prematur, totuși să-mi fac de râs familia, poate că trebuia să mă opresc. În momentul ăla vine o persoană din sală și îmi spune, e atât de important, a fost atât de important pentru mine să te aud vorbind despre asta. Și mie mi se întâmplă asta, dar eu nu pot vorbi. Tu ești acolo pe scenă și ai vorbit despre asta și pentru mine înseamnă enorm. Și atunci înțeleg că, mai ales când ești scriitoare privilegiată, albă, de clasă, de mijloc în România, când vorbești răspicat și poate aparent isteric pentru unii, faci asta și în numele altor femei sau bărbați care ei nu există. Și printre altele, literatura trebuie să facă și asta, nu numai asta, dar literatura mea, cu siguranță, vrea să facă asta. Mulțumesc, Miruna. Ioana. Cu rețelele, cu Facebook-ul, cu lucrurile astea, n-am multe de spus. Acolo, în general, reacționez când ceva mă doare și mi se pare o mare nedreptate de orice fel ar fi ea, dar asta se întâmplă nu atât de des. Acolo vreau să pun mai ales lucruri care îmi plac, să vorbesc despre întâmplări care mă îmbogățesc într-un fel sau altul, despre cărți care s-au scris, că și așa ne avem critică de, mă rog, avem cum avem, o să ziceți că sunt obsedată. Dar mi se pare că dacă citesc o carte frumoasă, n-am de ce să nu spun acolo, wow, ce minunată e cartea asta pentru copii, a lui Dan Coman, cu frații Rățoi, să zicem. Întâmplător, despre asta nici n-am scris, dar am avut remușcări că n-am scris, că mi-a plăcut foarte tare. Deci cu Facebook-ul e așa, eu am și o pagină a Fundației Melior, pe care acolo scriu despre ce se petrece în această fundație. Am 1.000.000 de povești din toate zonele acestea. Vreau să mă duc un pic mai departe, părăsind întrebarea și raportându-mă la ceva ce a spus Mihaela Miroiu, și anume la această jumătatea feminină care, sigur, completează lumea. Noi acum, dacă ne gândim la regimurile totalitare sau ce se petrece pe planetă în momentul ăsta, sigur, niște zbârlește părul pe brațe, pentru că știm ce se întâmplă cu femeile în Afganistan în momentul ăsta. Știm ce se petrece cu femeile în țări din Africa. Știm o mulțime de lucruri, de orori care se petrec în contemporaneitatea noastră. Ele sunt parte din lumea noastră, sunt straturi ale lumii noastre. Noi suntem aici într-o zonă protejată, ferită, căreia eu simt că îi datorez enorm și mulțumesc acestei Europe Unite că ea există și că îmi dă măcar această plasă de siguranță. Această voce, care a fost vocea pierdută a oamenilor, nu? Vocea femeilor. Am auzit și eu când ziceam că am fost discriminată, păi am avut și eu colegul de facultate care venea în amfiteatru și spunea: nu există nicio femeie în cultura lumii. Nu e nimeni, nicio femeie care să aibă un pic de creier și care să fie capabilă să facă ceva. Poți tu să-mi spui o scriitoare, o artistă, ceva, toți ați auzit asta. Este vreo scriitoare, vreo artistă prin secolul XIV, eventual XV românesc. Da? Despre asta vorbim. Că nu ne gândim la Seishonago, nu ne gândim la alte culturi în care unele femei din anumite categorii sociale care aveau educație, aveau și glas. Acelea sunt excepțiile. Slavă cerului. Pot să te întrerup o clipă și să spun că replica pe care eu aș fi dat-o colegului tău ar fi că femeile n-au ajuns într-o poziție de putere. Dar contraargumentul ar putea fi că două dintre cele mai mari regine ale Marii Britanii au fost femei. Nu-i așa? Dacă e să o luăm așa. Deci dacă e să răspundem la argumentul ăsta cu alte argumente. Sunt atât de multe de spus. Iartă-mă, tu știi care e replica mea la chestia asta?
Ia deschideți voi tratate de istoria culturii, științei universale, istoria politică universală, să vedeți dacă sunt români. Este un răspuns foarte bun. Da, și vreau să mă duc pentru că mi-a venit în minte asta și sigur dumneavoastră știți cu toții povestirea aceea, mai ales că noi avem aici mulți măști, noi n-avem, în seara asta n-avem aici pe scenă, dar dumneavoastră aveți. Este povestirea lui Borges, Oglinda și masca. Este o povestire foarte frumoasă despre literatură și o să zic aici puțin din începutul ei. Este vorba de un război, este vorba de un rege, regele Irlandei, care câștigă o mare bătălie și vrea să-i fie consemnată această bătălie în scris, pentru că el știe că dacă nu se scrie o poveste despre victoria lui, victoria nu există. Scrisul e fundamental, ce e pus pe hârtie rămâne, ce nu e pus dispare, e volatil. Și își cheamă firește poetul care este cel mai bun dintre toți pentru că el trecuse prin toate concursurile, le câștigase pe toate, este minunat acest poet și nu e doar poet. El este și războinic, participase el însuși la bătălie, este și campion la biologie, știe tot ce s-a scris în biologie, la astronomie, la tot ce vreți. Și îi spune, uite, îți dau un an să-mi scrii povestea acestei bătălii. Și poetul, firește că nu poate, n-are cum să refuze, trebuie să facă acest lucru, se duce, se străduiește și după un an se întoarce cu povestea pe care o declamă în fața regelui și a tuturor oamenilor pricepuți în artă din regat. Și aceștia toți sunt foarte, foarte impresionați și regele îi spune, este extraordinar, ai folosit toată știința literaturii. Dacă ar rămâne numai această lucrare a ta, s-ar putea reface toată literatura Irlandei, plecând de la ea, pentru că ai folosit prozodia, ai folosit metafora, științele de alăturare a cuvintelor, toate rigorile, toate convențiile și în același timp, în opera ta, sigur, se vede toată tradiția. Și o să spune regele, o să-i pun pe toți 30 de script, cred că așa este în poveste, o să scrie în continuu opera aceasta, o să o transcrie și o să o difuzeze, pentru că asta era preocuparea lui firește, să ajungă povestea la cât mai multe lume. Ei, și aici apare lucrul despre care eu voiam să vă spun, și anume, regele îi dă cadou poetului o oglindă. Povestirea este Oglinda și masca. Povestirea continuă. Dacă o să am timp, o să vă spun în partea a doua serii. Este vorba firește de literatura de tip oglindă, de literatura la care poveste tu știi foarte bine, ai făcut parte din ea, poetul nostru a fost pe front, a făcut fapte de vitejie, a fost acolo în război, el știa foarte bine despre ceea ce scrie, el și-a folosit tot talentul ca să facă o operă cât mai bună. Contează enorm această literatură, este o literatură de care noi toți avem nevoie și de care noi scriem și dacă nu avem literatura aceasta de tip oglindă, dacă nu o avem la îndemână sau dacă e făcută de cineva nepriceput sau de cineva care este bărbat și când se uită în oglindă, vede o încearcă să scrie despre o femeie. Va reuși să scrie cum trebuie? Este o literatură de tip oglindă când scrii despre celălalt sex? Asta este o întrebare. V-aș putea răspunde cu continuarea poveștii lui Borges. Eu am și un răspuns. Da. Alina. Să nu vorbim chiar așa. Era întrebarea, se refera la dacă
în se referă social la, media, cât nu neapărat la social media, cât la curajul de a... prezențele noastre publice, la avatarurile noastre, da, cum, da, 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 cum facem cu imaginea noastră atunci când trebuie să vorbim undeva. Suntem mai atente, suntem supra... Da, înțeleg. Da, da. Păi la mine cred că e foarte simplu, pentru că sunt la fel de nesigură, cum spuneai tu, în general. Deci sunt o persoană foarte nesigură și înainte să fac ceva, sau mai ales dacă e vorba despre o postare din aceasta pe Instagram sau pe Facebook, bineînțeles că mă gândesc de mai multe ori și oricum sunt destul de retrasă, nu de, acum de când cu cartea. Cumva a trebuit să ies, să fiu mai activă. Că și eu, la fel ca Ioana, mă gândesc că asociam ca om obișnuit, ca persoană obișnuită, asociam social media așa cu lucrurile plăcute și exact numai asta postam. Cărți frumoase, citate, recomandări, era o bucurie și mai ales când primeam confirmări de la alți cititori că într-adevăr cartea respectivă e minunată sau mă bucuram că îi făceam pe alții să găsească cărți bune, iar acum de când cu cartea cumva ziceam că a trebuit și de fiecare dată mi era foarte greu. Dar nu știu dacă are legătură. Are legătură cu firea mea. Deci ăsta e felul. De fiecare dată mă gândeam că, wow, acum poate mă împăunesc, poate... Dar erau niște lucruri necesare pentru carte până la urmă, doar să o fac cartea cât mai vizibilă. Deci da, și eu am reținerea asta, dar cred că are strict legătură cu felul meu de a fi. Este felul meu, nu știu, dacă eram băiat, cred că eram la fel. Dacă eram bărbat, cred că eram la fel de ezitantă. Asta zic. Aici, cred. Sigură, da, crezi, da? Da, deci eu dau vina pe mine exclusiv, pentru că asta e structura mea. Soțul meu când publică o carte, din când în când mă roagă să pun eu pe Facebook că a publicat o carte. Uite. Pentru că el deci... nu... ar pune la el pe pagină. Vezi? Aceeași da. Fire. Aceeași fire. Deci mai este și firea omului, până la urmă, firea umană, da? Nu știu dacă are legătură cu genul meu, da? Mi-e ciudă, mi-ar plăcea să fiu mai curajoasă, zău. Și îmi place când văd că se întâmplă lucruri din astea groaznice, oribile în lume și la noi. Admir și citesc așa cu plăcere și zic, vai, dar și eu, de ce n-am zis? Trebuia să fiu mai asertivă, mai curajoasă, de ce nu zic? Pentru că înseamnă foarte mult. Prinzi curaj și faci lucrurile să iasă la suprafață când le spui, le vorbești. Și îmi pare tare rău că, dar cine știe, poate că acum o să devin mai curajoasă. Și dacă o să îți faci rost și de rezistență la mizerii... Asta, da. Că asta e foarte important. Da, exact. Să știi că să și m-am mizerii. Observat că mizeriile apar și când ești cu minte și în absenția, știi, cumva, și dacă nu existi, cumva, dar, na. Asta îmi spun că asociam social media totdeauna cu lucrurile plăcute și foarte retrasă, numai de bine și numai lumină și numai... Și nu e așa. Dar nu e numai lumină în jur, așa e. Și ar trebui să existe mai multe curajoase. Alina. Și curajoși. Da, păi ce să mai zic acum? Eu cred că așa ești obișnuită. Eu cred că noi femeile așa suntem obișnuite, eu cred că noi femeile așa suntem crescute, poate nu în mod conștient de familie sau de structurile pe care le urmăm, că suntem privilegiate, suntem educate, nu știu cât suntem de privilegiate până la urmă, din punctul ăsta de vedere. Pentru că există un reflex al subordonării în funcție de care suntem educate de mici fetițe. Ni se iartă foarte puține lucruri, suntem încurajate să facem foarte puține lucruri, ni se reproșează foarte puține lucruri. Și acum eu nu o să vă povestesc Borges, că v-a povestit deja Ioana, dar o să vă pomenesc de o scriitoare senzațională care este profesoară universitară la Cambridge, este profesoară de limbi clasice, se numește Mary Webster, și care a scris o cărțulie micuță și foarte plină de miez, un manifest feminist,
ea fiind o persoană extrem de rațională, nefiind nici isterică, nici hormonală, mă rog, în ce privește viața sexuală, nu pot să mă pronunț. În orice caz, iată, dea acolo un exemplu care cred că e relevant pentru ceea ce zicea Elena, deci pentru tendința asta a te da un pas în spate și este în același timp oferă și în același timp oferă și o explicație. Deci ea spunea așa, spunea o anecdotă despre doi tineri politicieni, un bărbat și o femeie, care au fost invitați la BBC într-o emisiune în care amândoi s-au făcut de râs copios. Erau total nepregătiți, au vorbit numai bălării și pormă ce s-a întâmplat. Bărbatul a primit o sumedenie de mail-uri în care îi se spunea: măi, data viitoare încearcă să fii și tu, mai pregătește-te, noi știm că ești bun, noi știm că ești așa, deci nu mai te mai faci așa de râs. Femeia a primit la rândul ei alte mail-uri. Ce cauți tu, nu poți pronunța cuvântul, nici măcar în engleză, în politică? Dar cum ți-ai imaginat că vei ajunge unde? Te dragă la coada cratiței. Și atât. Deci eu v-am povestit Mary Webster. Ați fost trimisă la cratiță, nu? Eu, da. Ați fost? Da, de și mult. Eu. Eu da. Nu, pe mine n-a îndrăznit nimeni să mă trimită, că nu sunt simpatică. Și apropo de ce ai spus, Alina, și, și de ce vorbeam mai devreme despre reacții și așa, despre nevoia de a crea un spațiu sigur în care femeile să nu fie, să nu se simtă expuse, tot așa anecdotic, o să spun cum era la debut, când am debutat eu, și Miruna știe foarte bine că probabil și ea s-a confruntat cu aceleași probleme, mie mi s-a spus din sală acel cuvânt pe care tu ai ezitat să-l spui, Alina. Și eu aveam 20 de ani și nu făceam decât să scriu despre ceva despre care scriau bărbații, respectiv despre corpul meu și despre sexualitatea mea. Dar era un subiect confiscat. Nu vreau să monopolizez discuția, vreau doar să spun că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și că avem deja niște întrebări din sală. O să vi le adresez și vă îndemn să mai trimiteți dacă aveți idei să accesați aplicația din linkul de la transmisia live pe Facebook. E o întrebare chiar pentru Alina. De ce ai ales să prezinți o poveste de dragoste lesbiană în romanul Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat? Pentru că am vrut să vorbesc despre libertate sub toate formele ei și cred că nu poți să iubești dacă nu te simți liber și dacă nu ești liber să alegi. În ce privește sexualitatea umană și teoriile asupra sexualității umane, este, cred, un lucru deja acceptat că foarte mulți dintre noi optează la un moment dat. În comunism nu puteai să optezi. Codul penal s-a modificat abia în 2001, 11 ani după căderea comunismului, dacă ieșai în public ca gay, fie femeie, fie bărbat, puteai să faci închisoare. Deci mie mi se pare o privare de libertate maximă care în contextul comunismului capătă o valoare adăugată, ca să zic așa, o valoare mai mare. Și o întrebare pentru fiecare dintre voi, dacă ați fost tentate vreodată la debut sau ulterior să semnați ceva, carte sau articol sau studiu cu nume de bărbat. De ce da, de ce nu? Și eu am făcut-o. Iată, păi povestiți. Eu fac. Tu o faci, da, când e, da, să zicem că e o convenție, da? Da, este o convenție, da. Eu scriu și literatură pentru copii, Elena a spus asta, și am și niște cărți care sunt semnate, dar sunt un proiect. Semnate Robert Erston. Acolo sunt un proiect, e o discuție mai amplă, e altceva. Dar după aceea am regretat foarte tare că n-am făcut partea mea de literatură pentru copii cu pseudonim, pentru că m-am expus foarte tare scriind literatură pentru copii, nu se împăcau lucrurile, literatura pentru copii este un socotit în continuare, un gen inferior, îți fisurează gravitatea cu care trebuie să scrii literatură pentru oameni serioși și atunci nu se potrivesc lucrurile. E ca și cum n-ai fi în stare să le faci pe amândouă și deodată ești asociat cu ceva care îți aduce un prejudiciu.
Mie nu mi-a păsat de asta, că niciodată nu mi-a păsat de lucrurile acestea. Mi se pare că trebuie să ni le asumăm și că trebuie să mergem înainte. Până la urmă ele se vor corija, am acest optimism pe care cred că l-am dezvăluit de la începutul serii. Și atunci, în momentul în care am scris cărțile cu Robert Arstan, am descoperit cu uluire că în 2 ani Robert Arstan a ajuns să fie mai cunoscut decât Ioana Nicolae. Alina, ne povestești? Da, e o poveste veche, are 20 de ani și se leagă de primul meu premiu în piesa anului la Uniter. Am scris un text care se numea VVV Non-Stop Pro, în care personajul principal era o fată transgender și eu aveam pe atunci suspiciunile mele majore în ceea ce privește juriile, care mi s-au atenuat de atunci pentru că am ajuns și eu să fac parte din jurii. În sfârșit, ideea era să trimis textul într-un plic închis pe care să scriu un motto, același motto și pe textul pe care îl trimiteai și înăuntru spui un pliculeț mai mic în care să scrii datele, deci numele adevărat, o adresă de mail, un număr de telefon. Și nu știu ce mi-a venit, am zis nu, deci, mă rog, eram deja destul de cunoscut, oamenii cam știau cine sunt, deci puteau să asocieze numele cu o imagine și am zis nu, o să scriu că un înger a scris, o să mă cheme Angel și mai cum, să mă cheme Peter, nu, Peter Angel. Și mi-am făcut un cont pe Hotmail, cred că, așa, și am semnat Peter Angel și n-am dat niciun număr de telefon, după care... Nu pot să spun că am uitat, dar am fost convinsă că o să treacă printre toate textele respective și asta e o poveste chiar foarte, foarte simpatică și cam în același interval de timp eram în tratative cu editura unui text ca să-mi publice un volum de teatru și povestiri. M-am întâlnit cu Marian Popescu, care era director editurii Unitex, atunci care era îngrozitor de nervos. Dar ce s-a întâmplat? Zice, păi uite, piesa anului și nu putem să dăm de ăla care așa, și îmi deschid mail-ul și primisem un mail de la Marian Popescu, foarte sec. Domnule Peter Angel, vă rog să luați legătura cu mine, mă numesc Marian Popescu, am numărul ăsta de telefon, în legătură cu piesa anului. Și i-am zis lui Marian, deci, Marian, eu sunt Peter Angel. Și el mi-a zis, nu cred. Păi cum să-ți demonstrez? Spune prima propoziție din piesa ta. Și zic, ce zic cretină? Zice, nu, ce zic tâmpită. În sfârșit, asta e povestea mea cu Peter Angel și de atunci Uniterul are în regulament, poate dacă aveți curiozitatea să vă uitați, că este interzisă participarea sub pseudonime la acest concurs. Saviana Stănescu are o poveste similară. Și înaintea mea. Înaintea ta. Înaintea mea. Și ea tot așa. A participat cred că două le-au ajuns. Adică nu știu dacă vreun bărbat a procedat invers să fi participat cu un nume de femeie. Mă îndoiesc din motive. Nu încă. Simona, zic eu? Da, mie nici prin cap nu mi-a trecut să semnez pentru că, cu un nume de bărbat, pentru că oricum am început să scriu târziu, da? Și mă gândeam acum, în timp ce vă ascultam, oare cum ar fi fost să, prin absurd, să zicem că mi-ar fi trecut prin cap să semnez cu un nume masculin, cum ar fi fost oare prozele mele în care temele, pentru cine știe, sunt clar legate de feminitate, maternitate, mame care au probleme cu alăptarea, fetițe care își descoperă pentru prima oară corpul și nu știu ce se întâmplă. Nu, n-ar fi ținut, oare... Cam așa a fost toată literatura, adică, până în secolul. Ai fi reușit dacă ai fi semnat ca un bărbat? Și acum o să răspund eu legat de povestea mea din Borges. Ai fi reușit să faci o excelentă
carte, pentru că eu și aici ne apropiem de sfârșit și eu totuși vreau să spun ce cred. Cred că un scriitor bun, femeie sau bărbat, poate să scrie mai mult decât literatură tip oglindă și poate să facă exact un personaj feminin fantastic. Sigur, exact, da. Cum o femeie poate să facă un personaj masculin foarte bun. Dar trebuie să fie un scriitor foarte bun. De acord, da, așa e. Deci, dacă e vorba de nume, tentația numelui de bărbat, pe vremea când credeam că femeile nu pot să producă filozofie, ca așa îmi spuneau toți, și nici nu citeam cărți de filozofie scrise de femei, mi-închipeam că dacă voi scrie filozofie, ceea ce era normal, era domeniul meu, ca să mă ia cineva în seamă, voi semna ca bărbat. Mi-a trecut chestia asta în momentul în care am citit filozofie scrisă de femei, dar asta s-a întâmplat destul de târziu. În privința literaturii, sigur, aș fi semnat cu numele meu, dar vreau să vă spun că, indiferent că vrem sau că nu vrem, toate semnăm cu nume de bărbat. Al bărbatului tată sau al bărbatului soț. Noi ne permitem doar prenume. Da? Deci, volens, nolens, Grigore Aghiasmus Bibet. M-am gândit la un moment dat să semnez cu prenumele străbunicii pe care o ador, Maria, știți, mă semnez Mihaela Maria, pentru că eu îmi găsesc genul ăsta de filiație, dar în realitate nu scăpăm de numele de bărbați. Toate avem numele de bărbați. Dar e mai legitim să semnez cu numele tatălui decât cu numele soțului, pentru că depinde. Numele tatălui n-ai avut nicio alegere, așa te-ai născut, nu? Dar în momentul în care iei numele soțului, atunci o alegere conștientă. Deci aici lucrurile sunt acum, acum poți să alegi, de exemplu, la ora actuală, poți să alegi chestiunea asta. În cazul nostru nu a fost era o alegere, dar era o chestie de orgoliu. Acum poți alege să ai ambele nume. Oricare poate să aleagă chestia asta. Atunci când m-am măritat eu, puteam alege amândoi ambele nume. În niciun caz nu putea să aleagă unul singur. Nu? Deci n-aveai cum, nu ieșeai din capcana asta. În plus, că apropo de sexualitate și comunism, în comunism, dacă voiai să te duci cu cineva la hotel, da, trebuia să arăți certificatul de căsătorie. În afară de boscheți, pădurile patriei, corturile patriei și așa mai departe, amorul fără certificat nu era cam legal așa. Nu avea apă caldă, era ok. Dar era mai pe marginea râului, știi? Deci chestia cu comunismul românesc, spre deosebire de la cubanez, n-avea nimic hedonist în el. Făcea totul să te țină supărat. Eu îmi doresc foarte mult să rămână timp pentru autografe, așa că o să ne apropiem cumva de final. Cineva dintre cei care ne ascultă și ne privesc cumva ne readuce la tema de astăzi și pune întrebarea pe care o lansam noi: cum scrieți atunci când scrieți despre dumneavoastră? În timp ce pregăteam discuția din această seară, am revăzut galeria de personaje din literatura noastră canonică: Otilia, Ana, Mara, Adela, Ioana, toate aceste femei care sunt create de bărbați. Și o să vă spun ce mă preocupă pe mine atunci când scriu. Mă preocupă dacă nu cumva, deși teoretic știu cum stau lucrurile, dacă nu cumva schemele pe care le am provin din această literatură în care ne-am format și în care am crescut. Pentru că până la urmă scrisul la noi este o îndeletnicire autodidactă. Noi toți și toate suntem autodidacte în scris. Noi nu am participat la cursul de creative writing în care să învățăm să scriem. Noi am învățat citind și imitând până la urmă niște structuri, exersând, exact. Și asta e preocuparea mea, dacă nu cumva privirea mea, deși mi-o doresc, bineînțeles, să fie o privire feminină, dacă nu cumva este contaminată de literatura în care m-am format. Deci, cum scrieți atunci când scrieți despre dumneavoastră? Eu? Asta? Te rog, mă. Cred că scrisul așa pentru mine e, în primul rând, despre cum îi înțeleg pe ceilalți.
Și nu știu, nu cred că mă gândesc în primul rând la mine, hai să scriu despre mine sau cât pun de la mine. Mi se pare că poate fără să vreau, normal că trecutul, istoria de familie sau tot ce ține de mine intră în poveste. Dar mă gândesc că cel mai tare mă folosesc de emoții, de momentele acelea în care am avut niște trăiri intense și apoi personajele mele încerc în povestirile mele, am încercat să pun emoțiile, trăirile astea intense ale mele. Crâmpeie din mine, cred că sunt. Dar eu m-am străduit așa să fiu, să iau distanță de poveste. De-aia am și un narator la persoana a treia obiectiv. Deci mi-am dorit mult să nu intervin în poveste, să las personajele libere. Și eu asta cred, în ceea ce mă privește, cât iau din mine. Iau din mine poate fără să vreau, da? Dar cred că emoțiile mele sunt de fapt instrumentul de autor, instrumentul, mă rog, scriitorului, să zic. Mă zic că am scris o carte, sunt autorul unei cărți. Aici cred că sunt eu, emoțiile, toate trăirile acelea intense, viscerale, tot ce am simțit cel mai tare, cel mai profund când am trăit ceva, au venit poveștile astea în care mi-am pus personajele și le-am făcut și pe ele să arate ce am simțit eu. Da, cred că ăsta e felul în care mă scriu despre mine. Alina. Ioana, zi tu. Alina. Eu am încercat să păstrez ordine, dar putem să nu o păstrăm. Bine, o să zic. Mie cel mai mult și cel mai mult îmi plac actorii. Asta îmi place cel mai mult în teatru și în viață și în literatură. Pentru mine a scrie înseamnă că scriu întotdeauna despre mine, dar că interpretez diferite roluri. La fel cum un actor poate să interpreteze mai multe roluri și să rămână el însuși sau ea însă și sigur în cazul în care este vorba despre o actriță. Pentru mine a scrie și probabil știți că sunt așa cu un picior în teatru și cu unul în literatură sau mai mult în barca teatrului poate decât în a literaturii, dar acum încerc să mă strecor și pe această bărcuță, sper să mă țină cât de cât. Deci, pentru mine, meseria de actor și meseria de scriitor au foarte, foarte multe lucruri în comun. Și fundamental este cel pe care l-am zis ceva mai înainte. Ioana. Legat de ceea ce spuneai tu, Elena, că noi suntem autodidacți. Eu am crescut în cenacul literare. Acolo am avut un antrenament cultural. Asta pe de-o parte. Noi toți trăim sub mode culturale. Într-un fel scriam poezie acum 20 de ani, în alt fel scriem poezie astăzi. Noi toți suntem ființe culturale, în sensul firește, creștem din cultură. Putem să creștem dintr-o cultură proastă, am avut și parte și de așa ceva în educația noastră, mai ales în timpul comunismului, chiar spuneam astăzi, am dat un interviu și am fost întrebată ce învățam noi la școală. Vă amintiți, cei care ați trecut prin acea perioadă, toată impregnarea ideologică a fiecărui text din acele manuale cu care noi am crescut. Totuși, noi n-am ajuns să scriem literatură de acel fel, pentru că întotdeauna am știut că nu aceea e literatura. Literatura este mare. Noi ne hrănim cu ceea ce e mai frumos din vastul câmp al cărților fantastice pe care oamenii le-au scris de-a lungul timpului. Că ele au personaje de un fel sau altul, asta nu mi-am pus problema acut niciodată, m-am enervat în câteva rânduri, asta da, trebuie să mărturisesc și n-am ce să fac. De multe ori, nu, trebuie să vă spun asta, îmi pare rău că zic. Am în computer, am un computer, un
un folder care se numește cam așa, Odioșeni, Scârboșeni. Și acolo n-am ce să fac, am texte de Cioran, texte de astea profund discriminatoare, jignitoare, care țin de oameni de la care ar fi fost mult mai bine să nu avem astfel de lucruri. Ar fi fost minunat. Ei, și când am recitit Mai trei, eu iubesc Mai trei, mi se pare o carte foarte frumoasă a lui Mircea Eliade, mi se pare că nimerește acolo niște lucruri care sunt pentru literatura făcută în acea perioadă, în anii 20-30, sunt avansate teoretic și așa mai departe, dar privirea lui asupra personajului feminin este a unui adolescent fără niciun fel de experiență care este impregnat de toate relele timpului. Aceste rele se văd în carte. Noi acum, dacă citim cu atenție, le vom găsi. Și când le găsim, ne pare rău, pentru că este o carte frumoasă, este un roman de dragoste, eu cred că unul dintre cele mai frumoase pe care noi le avem în literatura noastră, și e păcat să aibă acest minus, care vine din formarea culturală a lui Mircea Eliade. Asta e. Dar trebuie, în același timp, să contextualizăm. Cum era începutul secolului 20 din punctul ăsta de vedere al ideologiilor? Ce se petrecea în lume? Adică e foarte rău să măsurăm cu ce avem noi acum, să punem trecutul sub formele noastre de acum. Eu cred că trebuie să-l privim critic, să spunem despre el, dar nu-l anulăm pe Eliade că e sexist săracul. Nu, nu, vedem multele lucruri bune făcute de el. Și poate că pentru că ai pomenit de asta, poate ar trebui să luăm mai în serios și cartea Mai trei, pe care am privit-o tot timpul cu condescendență și știu cum era când eram eu în liceu și studiam pe Eliade, că și asta i-a dat replica acum. Poate că ea are dreptate, de fapt, și că... E foarte frumoasă cartea. Tema asta, expunerii, ar trebui să fie mult mai discutată. Și atâta mai zic un lucru, că asta este simpatic și noi cred că tot așa, ca experiență, l-am traversat aproape toți. Băiatul meu, care acum este student, anul trecut în clasa a 12-a, făcea ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. Și vine de la școală profund indignat, pentru că o profesoară de acolo ar fi spus, dar ela era o, iertați-mă, na, cuvântul acela. Nu, mi-e greu să-l pronunț, nici nu o să-l pronunț. Imaginați-vă-l dumneavoastră. Și băiatul meu, sigur, era foarte indignat, pentru că el a înțeles, citind cartea asta, care erau problemele acestei femei, care n-aveau nicio legătură. Personajul narator e problema acolo. Ștefan Gheorghidiu, el e problema. Toată cartea este despre nesiguranța lui, nu despre ce este Ela obiectiv. Și cum Ela este un obiect, de fapt. Da, da, mă rog. Da. Deci e complicat. Li se spune și acum copiilor că acel personaj este o... Da. Exact. Miruna. Pentru mine, timbrul pe care încerc să-l caut și de multe ori îmi scapă printre degete, și asta e o sursă foarte bună pentru poezia mea, e ambivalența. Ambivalența asta, în cazul meu, se vede, așa cum v-am zis, și între identitățile astea publice diferite. Faptul că am avut nevoie de un pseudonim de la bun început a spus multe despre asta. În mine s-au ascuns mereu două tensiuni din acestea, una foarte conformistă, olimpică, tocilară, care vrea să ia premii, care vrea să joace după reguli și are nevoie permanentă de validare și extrem de conformistă, și o altă voce revoltată, total opusul. Și pentru mine scrisul și mai ales poezia a însemnat câștigarea vocii, înțelegerea vocii pe care am ascuns-o foarte mult sub preș, pentru că în familie nu o puteam exprima, printre prieteni nu o puteam exprima public, cu atât mai puțin.
Și mi se pare interesant ce spui despre personajele feminine și cum ele ne afectează și cum ele, poate într-o mai mare măsură, le pot afecta pe adolescente sau pe tinerele cititoare, dar și pe bărbați, în sensul de partea aceasta de roluri pe care, cu care noi ne obișnuim din literatură. Și mie, eu ce am luat din literatură și din păcate multă vreme am aplicat în viața mea personală, a fost exact elementul ăsta de a fi supus și de a fi așteptată să fii iubită și adorată și tu să începi să existi doar în momentul în care un bărbat te adoră, de obicei cu toate, da, disperările alea pe care noi le vedeam în literatură. Eu de la literatura română, pentru că am fost o cititoare avidă, am preluat asta și am aplicat-o în viața mea personală mult timp. În schimb, în poezie nu am făcut deloc asta și de asta multă lume, și le dau dreptate, sunt de multe ori șocați de felul în care mă prezint public și de cum arată poezia mea, și cred că și tu odată mi-ai spus asta, că în poezie am un tip de forță care se simte și în timbru și în vers, pe care adesea nu poți intui. Și pentru mine asta reprezintă pariul literaturii, să-mi caut vocea și prin vocea mea să ajung la celălalt. Vocea aceasta nu e doar despre mine, este și despre acea voce a multor alte persoane care și-o ascund mereu sub preș și care nu știu că ea există. Da, la mine relația cu mine ca autoare femeie a fost mai complicată și mai perversă, fiindcă a trecut prin întâi prin filozofie și teorie politici feministe și pe urmă a ajuns la literatură. Problema e că în momentul în care am tot scris și cărți de filozofie feministă și de teorie politică feministă, întrebarea mea a fost, bun, și cum ajung poveștile astea la orice femeie care poate citi, la orice bărbat care vrea să înțeleagă. Și atunci am început să scriu cartea cu mintea mea de femeie și am refăcut, am reconstituit experiențele care au început să devină concludente ca să mă așeze într-o categorie, categoria fetițe, fete, femei. Prima astfel de experiență este cea în care de plictiseală copiii din satul bunicilor, băieții urcau în clopotniță, ei erau cei care trăgeau clopotele și am urcat cu ei, că mi se părea foarte, foarte fain. Aveam 5 ani. Preotul a fost anunțat, a ieșit afară, l-a făcut de rușine pe bunicu și s-a dus să se roage să despurce clopotnița, că am urcat eu o fetiță acolo. Deci asta a fost prima mea experiență de gen, că sunt ne la locul meu și că pot spurca. Foarte frumos. Deci așa a început toată povestea asta. Cealaltă poveste era următoarea. Eu eram pasionată de mică să aflu despre lumea din afara sătucului unde creșteam la bunici. Mă interesa lumea. O curiozitate din asta ciudată cu care am rămas. Lumea de dincolo. Și despre lume se putea discuta numai seara, că în rest toată lumea avea treabă în gospodăria aia. Ei, seara lucrurile erau așa. Bunica și străbunica niciodată nu... Pentru ele nu exista timp liber. Seara aveau multe alte mușchi de făcut. Singurul cu timp liber era bunicul, care se ducea la cârciuma din sat. Era perioada când se făcea cooperativizarea agriculturii, să pună țara la cale. Ei, problema mea este că și eu voiam să pun țara la cale. Dar că acolo m-au tolerat pentru că eram copil. Că alminteri nicio femeie n-avea voie să pună țara, puneau pe dracu la cale. Vorbeau și ei despre ce se întâmplă în lume. Dar era o chestie legată de faptul că dacă nu eram fetiță, nu aveam acces. Dacă eram fată sau, mă rog, femeie tânără, nu aveam acces la pus țara la cale. Și mergând pe filiera asta, am tot reconstituit diverse categorii de experiențe care m-au marcat, care m-au format ca persoană om, dar și ca persoană femeie. Și sigur se numește cu mintea mea de femeie, foarte mulți au zis că e un titlu bizar, că e umilitor. Sigur că mi-am amintit din facultate
o chestie care a fost foarte importantă. Eu am fost o misogină când am făcut facultatea de filozofie și am terminat-o ca misogină. Deci eu, prima oară când nu am mai fost misogină, a fost când am născut un copil, că mi-am dat seama de avantajul existențial formidabil pe care l-am față de orice bărbat și, din punct de vedere cultural, de-abia odată cu filozofia feministă am scăpat de misoginismul cultural. Deci eram misogină. Cel mai mare compliment pe care mi-l puteau face profesorii și colegii mei era: ai minte de bărbat, bravo! Scrii ca un bărbat, sau da. Literatura ta are bols. Bun, deci mi-au trebuit Poți să spun o întrebare foarte mică. Pentru că pe mine cel mai mult și cel mai mult în viață m-a deranjat nu misoginismul bărbaților, ci misoginismul internalizat al femeilor. Și chiar mă interesează, poate că mă interesează și pe alții, cum ai scăpat? Deci n-au rămas urme? Cum ai scăpat de acest misoginism internalizat? Nu cred că cineva poate spune că a scăpat de toate prejudecățile și trăznăile din capul propriu. Deci, odată aveam problema, eu fac filozofie și nu citesc gândire femeiască, interpretări femeiești, nici despre cunoaștere, nici despre știință, nici despre spațiu, timp și ce mai învățam noi, nu am gând femeiesc acolo. Și aici spui întrebarea. Pentru că ele nu gândesc lucrurile astea? Sau pentru că le gândesc altfel, sau pentru că n-au avut voie să le gândească de ce se întâmplă chestia asta? În condițiile în care tu ești pasionată de filozofie, sigur că te identifici cu categoria celor care au creat-o și care erau exclusiv bărbați. Deci în clipa aia vrei să fii musai din categoria celor care creează idei, nu doar le propagă. Și a fost limpede pentru mine asta. În momentul în care am început să citesc filozofie scrisă de femei și în special filozofie feministă și mi-am decodificat, am reconstituit inclusiv din istoria filozofiei și din interpretarea ei o cu totul altă versiune, despre care nu știam nimic, pentru că feminismul a fost interzis în comunism, să ne înțelegem, ca orice alt ism care nu era comunism. În momentul în care, știți, când prima carte se numea Feminism și filozofie, era scrisă de o australiancă, Moira Gatens. Frate, deci dacă iese să definesc o revelație existențială, care pentru mine a fost, nu știu ce-o fi fost pentru Pavel, propria lui epifanie, a fost cartea aceea. Mi se părea nucleutare, sigur, nucleutare al patriarhatului și misoginismului este religia, fără discuție. Numai că eu nu eram la teologie. Eu mă ocupam de filozofie. Iar acolo povestea continua într-un fel extraordinar, incredibil. Inclusiv la Rousseau, nu? Tu ești filozoful egalității dintre oameni și scrii și recunoști că oamenii se nasc egali. Spui asta, împotriva tuturor. Și scrii o carte, Emil sau despre educație, în care spui, da mă, vă nașteți egali. Numai că tu o iei spre a te face cetățean și vei trăi în cultură, iar tu, Sofico, îi vei ține legătura lui Emil cu natura și tu te vei ocupa de trupul lui și de nu știu ce. Deci pe oricare îi luam, până și pe favoritul bărbatul minții mele, Kant, nu? Care nu spune nimic îngrozitor, spune la un moment dat că totuși femeile din cauza sensibilității sunt mai departe de rațiune încât e cam greu să fie autonome. Deci oricât au fost ei de oameni care au adus o extraordinară contribuție la umanism și la construcția democratică în lumea asta și la o gândire total revoluționară a timpului lor, revoluția se oprea la femei. Bun, chiar ne apropiem de final. Am primit foarte multe întrebări din public, să știți, extrem de interesante, cred că stăm până dimineața aici. O să vi le spun doar așa, să ne gândim la ele, pentru că eu
Nu știu, nu cred că am răspunsuri. Ce înseamnă o femeie liberă, de exemplu? Cum putem să ajungem la mediul rural cu feminismul, dar și cu literatura scrisă de femei, cu ce s-a vorbit aici? Cum ajungem la categoriile defavorizate? Pentru că e până la urmă, e dorința noastră de a ajunge acolo. Ce vorbeam și la început, discuțiile astea... Să începem cu programa de partul. Da, asta cred că asta zice și eu, că e important ca lucrurile să se schimbe de acolo, de foarte jos, de la copiii care sunt foarte mici, la care trebuie să ajungă. Exact, exact. Bun, o să vă invit să nu plecați, să le solicitați pe invitatele noastre să vă ofere autografe pe cărți. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc Filit, organizatorilor Filit, că ne-au invitat să avem această discuție aici, în această seară, și le mulțumesc încă o dată Simona Goșu. Vă mulțumesc, mulțumesc frumos. Alina Nelega. Ioana Nicolae. Miruna Vlada și Mihaela Miroiu. Vă mulțumesc foarte mult! Sunteți minunate! Vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi și dumneavoastră celor din sală și celor care ne-au privit de acasă. Să aveți zile bune în continuare și mâine o zi frumoasă la Filit!